Bună seara, sunt Eduard Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Ne-am prins. România nu este despre sănătate și fericire. România nu este despre locuitori și nivel de trai. România este despre Congresul PNL. Și asta nu de ieri de azi, de vreo 5 luni. Sigur, aveți dreptate, de vreo 80 de ani România nu mai este despre noi, ci despre stalinism, comunism sau capitalism sălbatic. Adică despre eterna tranziție a clanurilor către bogăție și a restului populației către sărăcie. Că o rețea video a suspendat contul Senatului României a devenit o simplă știre. S-a vaccinat doar 30% din populație. Cred că nici măcar asta nu este cea mai mare dramă, ci cum s-a ajuns aici. Prin ură, prin respingerea dialogului și prin incompetență. Pe cine mai deranjează că România este singura țară civilizată care a asimilat un spital militar unei unități militare combatante, prin atribuirea unui drapel de luptă? Evident, vom vorbi astăzi despre pandemie și infrastructura medicală, mai exact despre cum am reușit performanța de a ajunge în exact același punct ca acum un an și jumătate. Așadar, România nu este despre facturile crescute la energie. Le plafonăm azi, mâine le liberalizăm, apoi iar de la capăt. Asta se numește guvernanță pe plaiurile mioritice. Sarmiz Andronic este alături de mine astăzi. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Mulțumesc! Să vorbim noi, zic, dacă ei nu vor. Să vorbim noi, că poate până la urmă ne aude cineva. Pe noi, jurnaliștii în general. Bun, Curtea Constituțională, mi se pare genial, și-a făcut programul până și Curtea Constituțională după Congresul PNL. Acest congres, care nu mai vine odată să scăpăm, să ne vedem de viață, a ajuns să fie așa un fel de centru universului, în jurul căruia se mișcă toate, spitale, PNRR-uri, fonduri europene normale, cele din exercițiu financiar. Nu știu. Știi de ce? Pentru că nimic nu e clar. Pentru că noi nu suntem în stare să interpretăm nimic. Ne trebuie pe altcineva care să ne spună dacă e bine, dacă e rău, dacă suntem în spiritul legii sau al Constituției și așa mai departe. Ne-am învățat tot timpul să nu ne asumăm nimic. Mă, uite, scrie în legea asta așa. Nu, tot timpul ne certăm pentru ceva, nici măcar legile în țara asta nu sunt foarte clare. Dar faptul că CCR-ul a amânat să dea o decizie e foarte simplu, toată lumea se aștepta la asta, toată lumea spunea că CCR-ul nu o să se bage în această poveste politică. Acum, mie mi se pare că CCR-ul astăzi a blocat niște strategii și i-a ajutat pe unii să-și ducă strategiile la bun sfârșit. Înțelegi? Adică, nu știu dacă trebuie să vorbim despre un joc. Și spun asta pentru că nu prea văd eu și nu știu de ce am luat-o noi de câteva zile pe panta asta de a discuta tot timpul că dacă, în funcție de ce spune CCR-ul, câștigă Florin Câțu sau nu câștigă președinția partidului. Să presupunem că acea moțiune este neconstituțională. Ok, stop joc. Dacă este constituțională și ajunge în Parlament, ok, să zicem că pică guvernul Câțu. Dar asta nu are legătură cu ce se va întâmpla pe 25 septembrie sau cel puțin n-ar trebui să aibă legătură cu asta. Adică eu spun așa că membrii Partidului Național Liberal, delegații care se duc la congres, nu trebuie să țină cont de ce spune Curtea Constituțională. Dacă moțiunea ajunge în Parlament, dacă este votată, dacă pică Florin Câțu din poziția de premier, ce legătură are asta cu faptul că el urmează sau nu să fie președintele partidului? N-ar trebui să influențeze. Iar eu îți spun sincer că nu am văzut niciodată într-un partid și de vreo 15 ani, cam știu partidele politice, nu am văzut niciodată două tabere atât de bine conturate. Adică oamenii care sunt cu Ludovic Orban sunt cu Ludovic Orban și s-a tras o linie și cei care sunt cu Florin Câțu sunt cu Florin Câțu și nu mai contează cine, ce spune despre Florin Câțu, ce a făcut sau ce n-a făcut. Nu are niciun fel de importanță pentru că așa funcționăm noi în România. Văd că la Partidul Național Liberal mai mult decât noi toți ceilalți, în sensul că ne așezăm pe o parte a baricadei și ne găsim motivații să rămânem acolo. Și dacă în fruntea noastră este un bun lider sau un slab lider, nici nu contează. Noi trebuie să rămânem acolo, pentru că așa simțim noi. Sau poate bine, că nu trebuie simțim. Să avem noroc să avem un lider. Exact. Nu, nu, că nu avem lider. Astăzi am văzut o declarație pe care nu știu unde a dat-o Ludovic Orban și vorbea despre cum trebuie să fie un lider sau cum ar trebui să fie liderul Partidului Național Liberal.
Păi contura o figură perfectă, înțelegi? El n-are nici jumătate din calitățile pe care le înșira acolo. Și mă gândeam că numai un Superman adevărat, nu cel din filmulețul cu Florin Câțu, poate să îndeplinească toate condițiile. E foarte adevărat că între cei doi e o diferență uriașă și dacă vorbești cu membrii Partidului Național Liberal, o să bifeze niște lucruri foarte clare la Florin Câțu și foarte clare la Ludovic Orban. Dar lupta asta dintre ei și nebunia asta cu Ludovic Orban a spus astăzi că un lider adevărat al Partidului Național Liberal trebuie să fie un bun comunicator și să aibă carismă. E, taman asta n-are Ludovic Orban, n-are de toate. Avem o experiență anul trecut în multe privințe. Absolut. Dar spuneai că o parte sunt cu Ludovic Orban, o parte cu Florin Câțu. Dacă nu-i cine? Că în timpul ăsta România nu pare a fi guvernată. Nu e. Păi cu noi nu e nimeni? Nu. Nu e nimeni. Noi bifăm și doar facturi? Da, noi bifăm doar facturi și uite, o să-ți spun o chestie pe care am aflat-o acum două zile și care pe mine m-a șocat și despre care nu vorbește nimeni. Am spus-o eu însă și e momentul să repet acest lucru. Vorbim despre energia electrică, vorbim despre cum s-a mărit prețul la energie. Vreau să spun că România face parte din țările care au dreptul la banii din fondul de modernizare pe care îi dă Comisia Europeană. Nu știu dacă tu ai știut, îți spun eu. 10 miliarde de euro. Primul proiect depus, deci numai pentru energie, da? Pentru investiții în energie. Primul proiect a fost depus alaltăieri. Știi cât la sută au cerut oamenii ăștia? 7%. 693 de milioane de euro. Deci, noi nu numai că avem bani, nu știm nici să ne aducem și dacă ne aducem, nu știm ce să facem cu ei. Și atunci nu te gândești nu doar la faptul că oamenii ăștia sunt rău intenționați, dar sunt și neprofesioniști. Și spun asta pentru că am tot întrebat, cum probabil toți dintre noi am făcut, ce-i cu energia asta? De ce ne ducem în sus? De ce alții pot și noi nu putem? Păi uite de asta. Înțelegi? 40%, dacă ai adus discuția despre facturi, 40% dintre gospodării anul trecut au avut întârzieri la facturi. 10% au împrumutat bani ca să-și plătească facturile. A venit legea consumatorului vulnerabil și se bat politicienii cu pumnul în piept ce am făcut. E o umilință. Uite, apropo de legea asta, eu nu vreau să intru în detalii tehnice, numai că vreau să întreb următorul lucru. Ce diferență este între un om care câștigă 2000 de lei și beneficiază de subvenții și un om care câștigă 2000 un leu și nu beneficiază de subvenții. Da, cred că suma este mult mai mică oricum. Știi, da, uite, omul ăla care trebuie să aibă o subvenție de 10 lei, că e 10%, deci dacă, hai să o luăm așa, omul care câștigă puțin oricum făcea economie până acum. Da, și s-ar putea 10 lei să fie o sumă. Da, dar este mult prea mică și pentru banii aia 10 lei, trebuie să meargă la primărie, trebuie să mai meargă nu știu pe unde, să demonstreze că el este sărac. Înțelegi unde am ajuns? Adică nici măcar nu ai pentru ce să faci pașii ăștia. Pentru ăia 10 lei, gândește-te că te duci la primărie, stai la niște cozi, depui niște hârtii, demonstrezi că ai copilul, te duci și la școală să aduci adeverință, îți mai aduce și soțul ceva de la, sau soția de la firmă și așa mai departe. Poți înțelegi? Să-ți dau un exemplu, și adeverință de la fisc pentru șomaj. Iată. O adeverință de venit durează o săptămână să o obții. Poftim. Deci, pe mine mă îngrozește. Dacă noi anul trecut, când nu aveam facturile mărite, când nu aveam prețul ăsta la energie, am avut 40% dintre gospodării cu facturi întârziate, îți dai seama ce urmează? Îți dai seama câtă nebunie va fi? Și prima țară, că am văzut că se vorbește foarte mult despre Spania, că a plafonat prețurile. Și o să-ți dau și un exemplu de ipocrizie. Nu, Ungaria a fost cea care a plafonat prima dată prețurile, pentru că a negociat cu Gazprom pentru 15 ani. Mai sunt lucruri pe care alții le fac și noi nu suntem în stare să învățăm de la ei nimic. Îți mai spun ceva, apropo de Ungaria, ei au și TVA redus la importurile de gaze și pentru piața internă. Da, deci iată că se poate, numai că trebuie să avem niște oameni care să își dorească să facă asta pentru noi și să și știe, pentru că nu numai că habar n-au, dar știi, o dovadă de inteligență să știi că nu știi. Ori
Nu e cazul. Da, deci, hai să spun cum e cu ipocrizia. Tot vorbim și am auzit pe politicieni vorbind despre plafonarea prețurilor la energie. Sunt, sigur, unii care cer asta și l-am auzit și pe ministrul energiei care spune că el nu este de acord cu acest lucru, dând argumentele domniei sale, în sfârșit. A venit partidul de opoziție, PSD-ul, și a spus, uite, noi am făcut o lege pentru asta. Și astăzi discutam cu cineva de la USR care spunea, trebuie să plafonăm prețurile, trebuie să se plafoneze, trebuie că PNL-ul, că nu face. Și când am spus, uite, PSD-ul are o astfel de lege, am lemnit. Și a spus, a, păi trebuie să vedem cum e făcută legea. Dar n-a zis nicio secundă, bravo mă, ia să vedem ce au făcut ei, hai să vedem cum o facem bună. Bine, nimeni nu discută de fondul problemei cu adevărat. Adică plafonarea îți rezolvă pe moment situația. Da, următoarele șase luni, eu sunt de acord, dar trecem peste iarnă, măcar pentru unii. Asta e mai doar mult și decât poate, e o soluție, da. Știi ce se întâmplă? Sunt câteva instrumente pe care le ai la îndemână. E, plafonarea prețurilor pentru șase luni este o soluție. Așa cum în pandemie. Acum, nu vreau să crezi că sunt părtinitoare, dar uite, a fost un senator al Partidului Social Democrat care s-a zbătut foarte tare să facă ce a făcut Ungaria, respectiv să amâne ratele la bănci. Știi că și-a luat Partidul Național Liberal toate meritele? Nu e adevărat, nu este inițiativa Partidului Național Liberal. Mai mult decât atât, atunci când s-a vorbit în Parlament despre asta, ei au atacat la CCR această lege. Înțelegi? Dar sunt lucruri pe care le știm noi, ăștia implicați, știi, sau care au cât de cât informații din interior. Ori, astea sunt lucruri grave. Deci vii tu să spui, ajutăm oamenii, nu lasă, uite, mai trece pandemia, mai vedem ce facem cu ratele, când de fapt tu de fapt pui frâna acestor proiecte. Așa și cu asta. Deci, da, este o soluție de moment, habar n-am ce o să facem după aceea, dar nu vezi că am învățat să trăim de pe o zi pe alta? Da. Apropo de trăit de pe zi pe alta și de cine are grijă de noi, haideți să urmărim veștile de astăzi, să le spunem așa, apropo de pandemia asta care nu se mai termină, sau mă rog, se va termina la un moment dat, valul 6, 7, și așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, mie nu mi se pare un dezastru neapărat sau ceva dramatic că s-au vaccinat doar 30% dintre români, ci mi se pare dramatic modul în care s-a produs acest fenomen sau a avut loc această tendință. 30%, asta este, am zis-o cu toții de nenumărate ori în stilul neauș și ridicăm din numeri, însă 30% s-a realizat, cu ghilimele, pe fondul urii, pe fondul lipsei dialogului, a unei comunicări proaste, a incompetenței, voită sau nu, și aici sunt nuanțe. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei nevaccinați. Angajații din centrele rezidențiale care îngrijesc bolnavi, bătrâni și copii ar fi bine să fie vaccinați, o spun oficialii. Ei vor ca, în caz contrar, aceștia să fie obligați să se testeze sau să prezinte de la medic dovada că nu se pot imuniza. Și vorbim de angajați care intră în contact direct cu persoane care au probleme. Pot apărea situații în care persoane vulnerabile aflate în grija statului să fie puse în pericol exact de persoane care sunt plătite de stat pentru a le proteja. Anunțul vine în condițiile în care foarte puțini angajați din acest domeniu sunt vaccinați, iar costurile vor fi suportate din propriul buzunar. Testare pe banii lor? Întrebarea aceasta? În acest moment aceasta este varianta. O declarație care a stârnit deja reacții. Suntem de acord cu aceste măsuri, sprijinim aceste măsuri, dar cine comandă plătește. Noi suntem angajați ai statului. Suntem absolut împotriva plății testelor de către salariat. Asta înseamnă că eu pot să ajung la locul de muncă numai dacă plătesc. Deci mă costă, da? Mă costă ceva să plătesc 4 teste pe lună, care ar însemna pentru mulți angajați jumătate din salariu ca să ajungă la locul de muncă. Cred că nu e în regulă, cred că e o glumă proastă. Iarăși am senzația că luăm măsuri la găleată și implementate de prin alte state.
De ce m-ar interesa pe mine ce măsură s-a luat? Atenție, din punct de vedere logistic, nu de data aceasta, nu din punct de vedere al combaterii pandemiei, că atunci putem să ne mai inspirăm. Dar logistic, raportându-ne la economia țării, raportându-ne la faptul că a crescut salariul minim pe economie în mod artificial, când de fapt în spate sunt N falimente deschise de către societățile comerciale care nu mai au, nu mai generează profit. Întreba dacă este posibil ca tot prin ordonanță de urgență să fie introduse astfel de măsuri și pentru alte categorii, cum ar fi profesorii sau medicii, Florin Câțu a spus că guvernanții merg în această direcție. Da, merg de câteva luni în această direcție și nu se mai opresc. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Raed Arafat, care a emis câteva teoreme aseară. Sunt țări din Europa care au mers pe vaccinare obligatorie și sunt țări din Europa care au zis, ok, dacă nu vrei să te vaccinezi, atunci te testezi obligatoriu o dată pe săptămână și nu pe finanțarea statului. Deci asta sunt concluziile în mai multe state și cred că este normal. Statul îți oferă vaccinul gratis, este gratuit, ai acces la el deja de câteva luni de zile, poți să te duci oriunde să te vaccinezi. Dacă ai ales să nu, atunci te testezi. Deci, mie îmi place foarte tare că asta discutăm de prin mai deja. Am ajuns în, apropo de Congresul PNL, am ajuns în septembrie. Mâine pe mâine ne pregătim de Crăciun și noi tot discutăm, mă refer aici și la etichetele de masă, de exemplu, pentru vaccinare. Nu le-a primit nimeni. La țară nu s-a dus nimeni, a început școala, n-au identificat spațiile corespunzătoare pentru vaccinarea copiilor. Bun, dar ce ai făcut în ultimele 3 luni? Sau o lună? Și tot așa discutăm și am ajuns în situația în care o să ne împărțim în două, o treime vaccinați, două treime nevaccinați. Și cum o să facem? O să fie greu. Dar eu îți spun un lucru, uite, se tot vorbește despre obligativitatea vaccinării. Și noi în platourile de televiziune vorbim non-stop despre asta și ne dăm noi cu părerea. Măi, dar ei vin cu o ordonanță de urgență care să oblige oamenii să se vaccineze pentru că pot să facă asta. Cine împiedică? Păi, de ce nu au putut să-și explice acestei categorii, uite, de oameni? Da, o să-ți... Ce... Pentru că nu sunt capabili. Și uite, o să-ți dau un exemplu. Gândește-te la campania de vaccinare. Ei au venit în campania de vaccinare cu o grămadă de metafore. Înțelegi? Adică vaccinul înseamnă concert, vaccinul înseamnă să merg liber pe stradă. Du-te tu cu mesajele astea la țară. Oamenii ăia de la țară habar n-au dacă să se vaccineze sau nu. Primul om care trebuie să reacționeze și care să informeze este medicul de familie. Ori, nu vreau să dau cu pietre nimeni, dar medicii de familie vorbesc doar dacă sunt întrebați. Nu se duce nimeni să bată la ușă, să spună, hai să-ți explic eu cum e. Uite, eu știu istoricul tău, Xulescu, da? Eu cred că tu ar trebui să ții gândul de la vaccinare. Cel puțin o perioadă, pentru că istoricul tău medical nu îți dă voie să faci asta. Mai așteaptă puțin. Sau, tu nu ai nicio boală. Sau, uite, am văzut că nu ai alergie la nimic. Uite, îți te sfătuiesc să te vaccinezi. Pentru că... Știi? Pentru că este foarte important că să aduci o motivație. Ori, medicii de familie vorbesc, repet, dacă te duci și bazi la ușa lor. Altfel nu se bagă nimeni. Mai mult decât atât, avem medici de familie nevaccinați. Acum, fiecare trece informația asta prin filtrul gândirii lui. Fiecare își ia informația de unde vrea. Sigur, nu poți să-i obligi pe oameni să se vaccineze și aseară auzeam un exemplu foarte bun. Nu mă poate nimeni obliga să fumez sau să nu fumez. Cam așa și cu vaccinarea, da? Mă rog, în sfârșit. Da, cei ideea care fumează este... au acceptat să nu mai fumeze în interiorul restaurantelor, uite, ca să le fie bine celorlalți. Da. Apropo de dialog și obligați, de comunicare. Au fost obligați. Au fost obligați. Da? Deci cum a poate. Fost cu dreptul fumătorilor? Exact. S-a discutat mult și despre asta și până la urmă a fost o etapă peste care am trecut. Da? Și acum toată lumea a acceptat. Spun chestia asta cu fiecare trece informația prin filtrul gândirii lui, pentru că eu nu sunt o
cum să spun, adică n-aș vrea să fiu percepută ca o provaccinistă din asta haotică și nebună. Sau antivaccinistă. Sau nu, spun vaccinistă pentru că eu sunt un om vaccinat și pentru că dacă mie îmi spui, uite tu, Edi Pastia, ai grijă că vaccinul ăsta nu e regulă, pentru că nu s-au făcut suficiente teste, pentru că, uite, eu mai aștept puțin că nu știu care sunt rezultatele. Cineva trebuie să facă în așa fel încât să ajungă rezultatele astea la cei care nu au încredere. E, uite, eu însă sunt una din aceste persoane. Da, m-am vaccinat, o să fac și a treia doză și dacă trebuie să fac parte din această echipă care să dea rezultate, doză... uite, eu mă bag într-o astfel de chestiune. A treia doză când? Că e congresul PNL. Ziceam ca idee. Vom vedea cu a treia doză. Da, e complicat. Uite, eu sunt curioasă cine o să plătească testele pentru cei care sunt nevaccinați la Congresul PNL. Da, da, am mai auzit o chestiune interesantă ridicată de cei care nu se vaccinau. De ce la medic, la spital, când te duci, te pune să te testezi? Când există personal medical care nu este vaccinat. Da, uite, o situație concretă foarte bună dată exemplu. Da, așa este. Da, hai să mai spunem un lucru. Eu sunt de acord, uite, puținele dăți în care eu sunt de acord cu Raed Arafat, de data asta are dreptate. Măi, uite, status dă vaccinul, tu ar trebui să te testezi. Nu sunt de acord însă pentru copii, pentru elevi. Înțelegi? Acolo nu sunt de acord. Pentru cei care muncesc la stat, poate pentru cei care sunt angajați în privat, să știi că, uite, sunt companii care fac teste pe banii lor pentru angajați, pentru că își doresc foarte tare să-și țină oamenii aproape și pentru că respectă chestia asta cu nevaccinarea. Sunt firme care funcționează foarte bine așa. Nu le este ușor, dar o fac. Când vorbim despre elevi, lucrurile stau altfel. Uite, acolo copilul ăla nu poate decide dacă să se vaccineze sau nu singur. Și atunci, eu cred că statul trebuie să asigure această testare. Și este obligatoriu. Grecia a făcut la începerea școlii 1.200.000 de teste pentru toți copiii. Înțelegi? Adică, de ce alții pot și noi nu putem? La New York a fost o nebunie cu testarea. În Spania, la fel. În Franța, la fel. Hai să luăm exemple și de genul ăsta. Sunt de acord că sunt anumite categorii care trebuie să-și plătească testele, dar sunt anumite categorii care n-au cum să facă asta și e nedrept să le ceri asta. Așa cum e nedrept să ceri mamei copilului să facă teste pe banii ei. Și să știi că aici o să fie o mare problemă. A început școala și deja lumea e împărțită între vaccinați, nevaccinați și ne arătăm unii pe alții cu degetul. Eu aseară am avut o întâlnire și primul lucru am întrebat dacă domnul din fața mea este vaccinat. Nu pentru că m-ar fi interesat, eu fiind vaccinată n-am o problemă cu asta. Am vrut să știu cum o să fie discuția pe mai departe. Pentru că vrei, nu vrei, te pricepi la politică și vorbești despre vaccinați. Și când a spus sunt vaccinat, în momentul ăla s-a încheiat subiectul. Înțelegi? Adică eu nu mai stau să conving pe nimeni de nimic. Fiecare are dreptul să își ia informația de unde vrea, așa cum spuneam. Însă va fi greu la școală, printre elevi, când în casă se spune vaccinul e rău, vaccinul face, vaccinul drege. Vine copilul la școală și spune, a, ești vaccinat, nu ești ok. Sau, din potrivă, vezi, nu te apropia de ăla, că e nevaccinat. Și atunci se împarte școala în două, din nou. Oameni care, copii care sunt vaccinați și copii care nu sunt vaccinați. Îți amintești când eram noi mici și își punea un ochelar, ce răi eram? Deci era ce era la gura noastră. Îți dai seama cum o să fie acum cu vaccinarea? Pentru că toate lucrurile astea vin din educație. Și din ce auzi acasă. Da, da, problema este că psihoza care ne-a cuprins, psihoza rezultată în urma acestei comunicări defectuoase, continui să mă exprim gingaș, va face, cred, mai mult rău pe viitor, și la copii, și la adulți, sigur, decât virusul în sine. Da, așa este, pentru că deja suntem împărțiți așa. Și uite, mă uitam la cei care își doresc foarte tare restricții. Și eu însă sunt o persoană extrem de optimistă, însă acum mă uit așa cu suspiciune la cei care vor restricții, pentru că sunt discuții în spațiul românesc și vorbesc despre cei de aici, nu vorbesc de cei de afară, care își doresc foarte tare restricții pentru că pot să muncească de acasă. Eu stau de vorbă cu astfel de oameni și atunci te întrebi, păi dacă tu ca parte din societatea asta nu vrei să muncești,
Ți-e mai simplu să stai acasă? Ce pretenții ai? Da, am observat și eu că mulți vacciniști sau adepții ai vaccinării cer restricții. Restricții, da. Deci? Da, dar să știi că asta îți spun. Nu știu dacă ei sunt bine intenționați pentru sănătatea tuturor sau dacă nu cumva există o răutate și un egoism. Știi? Stai puțin, că funcționează și de acasă. Dacă noi am văzut că funcționează de acasă. Sunt, cum îți spuneam, sunt antreprenori care își țin business-urile, încearcă să-și țină afacerile, nu-mi ieșea termenul, foarte aproape, să funcționeze, să dea oamenilor de lucru, să asigure totul, numai să vină omul la serviciu. Și el nu vrea, înțelegi? Se testează, da, doar o avea COVID. Dar e ciudat să stai acasă și... Eu știu, adică că e ciudat. Adică merge o lună dacă ai un joc nou și... pe consolă... Da, dar uite că mai e o chestiune și cu școala. Repede. Fii atent, s-ar putea să ajungem în situația în care să stea copilul acasă pentru că este nevaccinat. Doamne ferește de așa ceva, dar e posibil să ajungem și în scenariul ăsta. Să stea copilul acasă pentru că este nevaccinat, să facă școală online și să-i vadă pe ceilalți vaccinați care se duc la școală. Înțelegi cum ne înrăim unii pe alții? Îți dai seama în ce situație suntem? În ce situație socială suntem? Și atunci cum împaci lucrurile astea? Pentru că, repet, vine din discuția cu familia. Când noi am împărțit lumea în vaccinați și nevaccinați, copilul va face fix același lucru. Copiii noștri fac același lucru. De ce să-mi pun masca dacă sunt vaccinat? Dar tu nu ești vaccinat, dar tu ești vaccinat, dar tu stai la geam, dar tu dă-te mai încolo. Înțelegi? Nu mai știm să socializăm și nu mai vrem să socializăm și societatea în care trăim nu ne ajută să socializăm. Iar noi nu ne mai dorim asta. Îți amintești acum un an și ceva când a început pandemia ce supărați eram, nu mai puteam merge în vizită, nu mai puteam face grătare, nu mai puteam merge la petreceri. Ei, acum ne-am obișnuit cu asta. Înțelegi? Mergem cu strângere de inimă. Păi, acum avem filme pe, nu spun rețeaua, dar, mă rog. Dar, uite, îți mai dau un exemplu. Și eu nu înțeleg asta, apropo de comunicarea defectuoasă, gingaș, vorbind. Nu ți iese, știi, nu te strădui. 30% au voie vaccinați cu certificat verde pe stadioane și 50% la concerte. Păi, e același lucru. Da. De ce... Sunt două 30, măsuri. 50. Da, așa este. Așa este, dar noi doar constatăm, înțelegi? Nu putem face nimic. Putem să vorbim despre asta, putem să vorbim despre faptul că autoritățile nu iau măsurile corecte, că autoritățile, etic vorbind, nu procedează așa cum am vrea noi. Și ce facem noi? Noi avem aceste instrumente, din noi stăm la discuții și le mai spunem unor oameni cum funcționează lucrurile. Da, crede-mă, uite, pe mine m-a impresionat Franța, deci departe de mine gândul de a ieși în stradă sau... Nu, dar sunt oameni care au un crez și se duc pentru crezul ăla în mijlocul mulțimii, înțelegi? Dar mai, la noi mai este o problemă. Pot să mă duc eu, vaccinistă în stradă și să strig. Facturile sunt mari, nu vă interesează, PNL-ul are congres și nu vorbiți decât despre asta. Pot eu să fac asta, da? Și vine lângă mine un personaj care o să țipe că e antivaccinistă și mi s-a dus în cap protestul. Știi? Despre asta vorbesc. Am înțeles. Îți propun să luăm câteva minute de pauză și ne întoarcem imediat cu acel cont al Senatului României, care nu mai are drept de a transmite niciun eveniment. Rămâneți pe Metropola.